Der zweite Punkt, meine Damen und Herren, der mir sehr wichtig erscheint, ist das Thema Finanzierung. Cel al doilea aspect foarte important este legat de tema finanțării. Dabei geht es mir in dem Moment gar nicht so sehr um die Frage nach dem Kapital. Și acum nu mă refer foarte mult la capitalul de pornire. Sondern es geht darum, dass Sie bitte von Anfang an einen Plan aufstellen, wie Sie Ihr Kapital in welchem Zeitraum verwenden möchten, um genügend Einnahmen zu erzielen, um aus den Einnahmen alles zu kaufen, was Sie benötigen, um Ihr Produkt herzustellen und Ihre Dienstleistung anzubieten. La ce mă refer cu pregătire și ce trebuie să vă preocupe în deosebire este ce anume, când și cum veți face cu capitalul, astfel încât să asigurați producția îndestulător ca din veniturile de pe urma vânzării producției să asigurați continuarea activității dumneavoastră. Trebuie să întocmiți un plan. Also man verliert schon hin und wieder mal ein bisschen den Überblick, wenn plötzlich Geld in die Kasse kommt. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass dieses Geld Ihrer kleinen Firma gehört und nicht Ihnen selbst. Dafür hilft Ihnen dieser Etatplan oder Businessplan, wie man ihn nennt, sehr wohl. Trebuie să rețineți și să fiți conștienți de faptul că banii care intră în casieria, în casa firmei dumneavoastră, nu vă aparțin ai firmei. Și de aceea trebuie să, odată întocmit planul de afaceri, să vă țineți cu strictețe de el.